11 milioane și jumătate de lei. Atât a costat reabilitarea centrului istoric al Constanței, care în urmă cu 9 ani intra în reparații capitale. Timp de 24 de luni, piața Ovidiu a fost restaurată de la un capăt la celălalt. S-a scos asfaltul vechi și găurit, s-a schimbat toată rețeaua de utilități, s-au refăcut scările de acces și spațiile verzi și a fost adus mobilier urban în ton cu arhitectura zonei. Trotuarul din jurul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie a fost desfăcut și înlocuit cu zonă de promenadă care se află în continuarea celei pietonale. Dar acestea nu erau, erau piatră, adică astea sunt cubice, dar erau piatră cubică, da, era, nu dale din astea. Mai mici, cred că vă dați seama. Altceva. Se circula cu mașina? Da, 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 se circula, da. Ne întoarcem în prezent și constatăm că pavelele s-au ciuruit. Nu arată bine, clar. Pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, după cum puteți observa, dalele au cedat și s-au lăsat în stratul de nisip. În timp, din cauza traficului intens, de asemenea, au cedat bucăți din ele. Șoferii spun că își rup mașinile din cauza șanțurilor formate. Dacă granitul a făcut impresie bună în primii ani, acum roțile autoturismelor le-au presat și majoritatea s-au crăpat din cauza tonajului. Au cam trecut ani și tot trec și noi tot ne distrugem suspensiile, ne distrugem mașinile. Având în vedere că lucrez în domeniul delivery, fac praf mașina zi de zi, ca și taximetrist și bineînțeles. E bătaie de joc aici în oraș pentru că au fost anumite străzi care au fost sparte. Municipalitatea a intrat din nou cu utilaje în centrul vechi. Dalele cu aer istoric din Constanța vor fi scoase din zona peninsulară. Unele vor fi înlocuite cu asfalt, iar altele cu pavele noi. La intrare în zona peninsulară s-a luat decizia asfaltării unei porțiuni care cu siguranță va rămâne porțiune carosabilă, având în vedere că este accesul către parcarea ce deservește instituțiile de justiție din zona. Va trebui să folosim același model și aceeași culoare de granit pentru a rămâne o zonă estetic unitară. Se intervine în această săptămână pe strada Traian, tronsonul delimitat de bulevardul Tomis și cercul militar. Lucrările se desfășoară numai pe timpul nopții pentru ca traficul rutier din timpul zilei să nu fie afectat.